Bună, sunt Alex Filip, sunt pilot de raliu și în același timp instructor de conducere defensivă și economică. Iar astăzi, cu mare bucurie, sunt aici la pastila de sustenabilitate, alimentată de Rompetrol și aș vrea să vorbim despre ecodriving. Ecodriving se referă la maniera în care poți conduce economic și sustenabil, până la urmă, o mașină. Iar mașinile moderne oferă o foarte mare oportunitate de a fi în această zonă. Printre ele se află condusul defensiv, care este mână în mână cu condusul economic, și anume, nu accelerăm agresiv, anticipăm traficul, suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Iar dacă ar fi să facem o socoteală, în momentul în care conducem economic, costurile scad cu 15%. Ducem turația mașinii undeva în jur de 2500 de rotații pe minut, să nu accelerăm mai mult, iar decelerarea, în mod evident, o facem anticipativ. Apoi, ne putem uita inclusiv la presiunea din anvelope. În momentul în care mergem cu o mașină care este dezechilibrată din punct de vedere al presiunii pe toate cele patru roți, atrage de la sine un consum de combustibil mai mare și atunci trebuie să optimizăm această presiune în anvelope. Este ideal să o facem o dată la 2, 3, maxim 4 luni. Apoi, sunt toate elementele pe care la mai multe mașini le vedem atașate. Mă refer la suport pentru bicicletă, suport pentru schiuri sau chiar bagaje. În momentul în care nu transportăm biciclete, pentru a avea un consum optimizat, cu siguranță trebuie să dăm jos acel suport. Mai sunt câteva elemente pe care le putem lua în calcul. Spre exemplu, ce fel de mașină ne cumpărăm, ce tip de mașină folosim. Dacă luăm o mașină foarte veche, cu siguranță că ea va avea un consum sporit de combustibil, pe când dacă optăm pentru o mașină, să-i spunem, hibrid sau de generație nouă, va ajuta, vom optimiza consumul. Un lucru foarte important, să nu ținem motorul pornit mai mult de 20 de secunde dacă mașina nu funcționează, nu merge, nu este în acțiune. Putem pune în motorul mașinii noastre un ulei mai bun, un ulei care să poată să aducă o fricțiune mai bună motorului, și orice fel de amânare a unei revizii tehnice nu va face decât să înlănțuiască oboseala sau defectarea altor subansamble. Adică lucrurile sunt în lanț în momentul în care, spre exemplu, depășim o revizie tehnică și lăsăm tot felul de martori care stau aprinși în bord. Vom ajunge în punctul în care vor trebui mult mai multe lucruri înlocuite, iar asta implicit duce către o contraoptimizare a consumului mașinii respective. Carburantul joacă un rol hotărător, determinant, aș putea spune, în funcționarea corectă a motorului. Există toate elementele care vor face motorul să funcționeze mai bine. Spre exemplu, dimineața să pornească mai ușor, apoi, dacă am nevoie ca mașina să fie, cum se spune, mai fâșneață, să pot depăși, sau de ce nu, să pot urca o rampă atunci când drumul este înclinat. Toate aceste elemente vor face ca mașina mea să fie un pic mai ușor de folosit. Combustibilul de la Rompetrol pentru mine adună niște elemente determinante, și anume, în primul și în primul rând, îmi optimizează cheltuielile, pentru că implicit optimizează consumul. Folosesc benzina de la Rompetrol FX de 95 sau 98 de octani, care conferă o pornire rapidă și eficientă a motorului ori de câte ori am nevoie. Un alt avantaj al carburantului FX 95 și 98 este faptul că îți scade consumul de combustibil cu 3% și, în același timp, acest combustibil FX 95 și 98 de la Rompetrol are în componență niște detergenți care vor avea grijă de motor, curățând injectoarele și subansamblele motorului, în așa fel încât motorul să se prezinte în parametrii optimi ori de câte ori ai nevoie de el. Recomand motorina FX-S 55 de la Rompetrol pentru că, în primul și în primul rând, are cea mai mare cifră cetanică de pe piață. Practic este cea mai calitativă motorină care se află la pompă în momentul de față în țara noastră. Acest tip de motorină
reușește să scadă consumul motorului pentru că are o ardere eficientă, mult mai eficientă decât alte motorine. În plus, la Rompetrol găsim motorina FXS Extreme 55, care este de mare, mare ajutor motorului, chiar și la temperaturi extreme, așa cum îi spune și numele. Respectiv, putem să o folosim până la temperatura de minus 35 de grade Celsius. Cu un carburant de calitate, prioritizezi siguranța, conduci mai lin și în același timp scazi și poluarea fonică, pentru că știm că o mașină care are mici defecțiuni sau are un motor uzat și implicit folosește un combustibil de mai slabă calitate, va face un zgomot mai mare, care și el, la sfârșitul zilei, contribuie la poluarea mediului nostru înconjurător. A conduce economic înseamnă să ne ferim de risipă. Cu toții știm că trăim pe o planetă care are niște resurse limitate, chiar dacă în aparență avem apă suficient, avem combustibili fosili absolut cât dorim noi, avem energie electrică, așa ne imaginăm, dar de fapt toate aceste resurse sunt limitate. Iar în momentul în care nu adoptăm o mentalitate economică și ecologică, ajungem în zona risipei. Și este foarte important să ne gândim că orice pornire de motor inutilă înseamnă o risipă, să ne gândim că orice funcționare a motorului fără rost, doar de exemplu pentru a scădea sau a crește temperatura în habitaclu, înseamnă risipă, orice accelerare inutilă urmată de o frânare violentă înseamnă risipă. Practic, tot conceptul ăsta de conducere economică se reduce la evitarea risipei. Dacă evităm risipa, cu siguranță că resursele pe care mediul și planeta ni le oferă vor avea o longevitate mai mare.